Bugetul anual este cu siguranță și pentru guvern și pentru parlament. Momentul în care se stabilesc principalele linii de acțiune pentru anul care urmează, priorități, și în același timp transmitem cetățenilor, de data aceasta nu sub forma discursului politic, ci a cifrelor și a direcțiilor trecute în proiectele celor două legi, ce anume se va întâmpla în relația între autoritate publică și cetățean. Pentru guvernul pe care îl conduc și pentru mine în mod special, este un moment al adevărului, momentul în care putem lăsa declarațiile politice total în afara acestei săli și pe baza cifrelor și a articolelor prevăzute în proiectul de buget, să spunem ce se va întâmpla în 2015 cu viața fiecărui cetățean. În acest fel și construcția bugetului s-a bazat pe faptul că după 3 ani de creștere economică neîntreruptă, avem un produs intern brut mai mare, o creștere de asemenea de 3 ani, un buget mai mare, cu un deficit mai scăzut și o datorie publică pe termen scurt de asemenea în scădere. În același timp, ca orice buget din România, din lume, nu poate să răspundă tuturor așteptărilor și cred că acest buget este un buget în primul rând realist, în al doilea rând de creștere și în al treilea rând cu perspectivă de dezvoltare pentru România. Din punct de vedere economic, bugetul pe care îl prezentăm azi în fața plenului reunit, după discuțiile în comisiile de specialitate, trece la lucrurile adevărate, nu la declarațiile politice care au abundat în această perioadă. În primul rând, după cum puteți constata din textul propus dumneavoastră azi, nu există nicio creștere de taxe și impozit în 2015. Mai mult decât atât, și mulțumesc Camerei Deputaților care tocmai a votat proiectul de lege prin care taxa pe construcții speciale scade de la 1,5% la 1%, deci avem o scădere importantă la a uneia dintre taxe. În schimb, nu există nicio creștere de taxe și impozite în anul 2015. În al doilea rând, cu siguranță, chiar și cei mai sceptici sau mai necredincioși, cred că pot să vadă și în proiectul de buget pe 2015 și în strategia fiscal-bugetară, cota unică de 16% stă evident la baza construcției bugetului. De asemenea, măsurile de creștere economică și creare de locuri de muncă deja adoptate sunt prevăzute în bugetul de stat și influența lor este acoperită, asta însemnând în mod direct reducerea cu 5 puncte procentuale a contribuțiilor de asigurări sociale adoptată deja. Există, s-a spus că nu va mai fi de la anul, va fi doar 3 luni în anul electoral. Mă bucur cu sprijinul dumneavoastră, guvernul poate să arate că aceasta este o măsură care va rămâne în aplicare și va ajuta în continuare la crearea de locuri de muncă și dezvoltare economică. La fel, scutirea de impozit a profitului reinvestit, o măsură propusă de foarte mult timp în dezbaterea publică, de forțe politice de dreapta sau de centru, care se aplică din semestrul 2 și rămâne în vigoare. Încă un moment al adevărului este cel legat de tăierea investițiilor. Este o mantră pe care am auzit-o foarte des, o am auzit și zilele acestea. În baza textului pe care îl aveți în față, este destul de simplu de văzut că de la 35 de miliarde de lei alocate în 2014, alocarea pentru 2015 este de 44 miliarde de lei, deci o creștere cu 9 miliarde, 2 miliarde de euro nu s-au tăiat și sunt bani în plus pentru investiții. Vreau de asemenea să asigur toți beneficiarii, publici sau privați, că în proiectul de buget sunt prevăzute și comisiile de specialitate au avizat deja acest lucru, dacă nu mă înșel chiar cu unanimitate de voturi, alocările privind cofinanțările fondurilor europene. Anul 2015 este un an special în care avem ultimul an din exercițiul financiar 2007-2013 și primul din 2014-2020, sunt prevăzute absolut toate
sumele necesare pentru cofinanțarea proiectelor, repet, ale beneficiarilor publici sau privați. Ca o măsură suplimentară, dar cerută și așteptată, este prevăzut și acoperit reducerea TVA-ului în domeniul turismului pentru pachetele all-inclusiv. În acest fel, industria turismului din România poate să intre în competiție cu țările vecine. După cum știți, în urma execuției bugetare a anului 2014, nu mai avem arierate la nivel local și central, iar sunt prevăzute pentru 2015 sumele necesare pentru continuarea proiectelor din Programul Național de Dezvoltare Locală. Cu siguranță, un element esențial pentru încheierea în parametrii conveniți a exercițiului financiar bugetar 2014 îl constituie încasările suplimentare, încasări provenite din combaterea evaziunii fiscale și reducerea în mod special și radical a cazurilor de insolvență. Insolvența folosită mult timp și din păcate și în continuare ca o formă de evaziune fiscală legală, în așa fel încât companii extrem de cunoscute din diverse domenii au datorii către bugetul de stat, fiind în insolvență, datorii care ar putea să acopere cu ușurință un sfert din bugetul nostru pentru anul viitor. Combaterea evaziunii fiscale și a insolvențelor false ne-au adus în anul 2014 la buget încasări suplimentare de 2 miliarde de euro. Este un efort care va fi continuat prin funcționarea în condiții și mai bune a Direcției Generale Antifraudă, a organelor de urmărire penală și a întregului sistem de combatere a evaziunii fiscale. De altfel, îmi doresc să existe un consens public, nu doar politic, pentru ca în perioada următoare evaziunea fiscală să fie considerată ca și corupția un fenomen de pericol pentru siguranța națională, un fenomen care trebuie combătut, la fel ca și corupția, prin toate mijloacele legale pe care un stat și instituțiile le au la dispoziție. În ceea ce privește finanțarea programelor de creare de locuri de muncă, chiar în această dimineață au fost publicate cifrele oficiale privind șomajul pe trimestru 3, o scădere la 6,5%, este însă tendința de scădere este foarte bună, însă aceasta trebuie accentuată pentru că este nevoie de locuri de muncă în plus și bugetul prevede măsurile de stimulare pentru creare de locuri de muncă, atât din fonduri europene, cât și din schemele de ajutor de stat. În acest domeniu al măsurilor economice, vreau doar să exprim obiectivul Guvernului cu sprijinul Parlamentului, pentru ca exercițiul pozitiv al bugetului pe anul 2015 și creșterea, păstrarea de fapt, a trendului de creștere a colectării, să ne permită cel mai de asemenea adoptarea în cursul anului 2015 a noului cod fiscal, codul de procedură fiscală și alegii redevențelor, să ne permită ca cel mai târziu de la 1 ianuarie 2016 să punem în aplicare reducerea TVA la 9% pentru produse alimentare. Așa cum în anul 2014 nu am putut adopta de la 1 ianuarie, ne-am propus să avem în cursul anului reducerea CASE și am realizat-o, în 2015, în mod real, pe datele actuale, putem să ne propunem și să adoptăm până la sfârșitul anului reducerea TVA la produsele alimentare. Dincolo de măsurile economice absolut necesare pentru continuarea creșterii economice și a creării locurilor de muncă, bugetul pe care îl aveți azi pe masă, după discuția în comisiile de specialitate, prevede măsuri sociale absolut necesare pentru a păstra un echilibru și un model economic și social de succes. Mă bucur că prin votul, cred, quasi unanim, data seară în comisiile de specialitate pentru bugetul asigurărilor sociale, putem să punem azi punct unei formule folosite destul de des, pomene electorale. Prin votul tuturor colegilor, putere și opoziție pentru proiectul de buget al asigurărilor sociale, rezultă că n-a fost vorba de nicio pomană electorală, atâta timp cât toată lumea a votat și cred că va vota în continuare, pentru că există acoperire în buget, pentru mărirea pensiilor,
pentru mărirea alocațiilor pentru 600.000 de copii, dublarea acestora și pentru indexarea cu 16% a indemnizațiilor pentru persoanele cu dizabilități. Vreau să precizez foarte clar, aceste măriri, care n-au fost în niciun caz pomeni, atât la pensii, la alocații pentru copii și la indemnizații pentru persoanele cu dizabilități, în niciun caz nu satisfac necesitățile pentru un trai decent, nici pentru pensionari, nici pentru familiile cu copii, nici pentru persoanele cu dizabilități. Reprezintă doar un mic sprijin. Reprezintă doar ceva în plus după 3 ani sau după ani în care s-au tăiat sau au rămas pe loc, cum e în cazul alocațiilor și al indemnizațiilor, din 2008 nu au mai fost indexate. Cred că trebuie să avem în continuare să păstrăm această tendință și în 2016 să mergem în aceeași direcție. În bugetul pe care îl prezentăm Parlamentului se confirmă de asemenea cei 3 ani de alocări suplimentare în fiecare an pentru 2 domenii esențiale, sănătatea și educația. Și vă cer sprijinul pentru a păstra această direcție absolut corectă, creșterea investițiilor în sănătate și educație și mai ales aplicarea convenită de altfel cu reprezentanții celor 2 sectoare fundamentale, și anume aplicarea creșterilor veniturilor personale ale persoanelor care lucrează în sănătate și educație. Vreau să precizez, ca și în cazul anterior, în niciun caz nu-i vorba de creșteri atât de mari încât să asigure un nivel de viață extraordinar, este vorba doar despre o recunoaștere a faptului că nu mai putem să tăiem mereu de la sănătate și educație și că de 3 ani de fiecare dată am adăugat. Vreau în această direcție să precizez faptul că, așa cum am reușit în 2014 să plătim în mod anticipat titlurile executorii, drepturile, de fapt, ale profesorilor în special și altor funcționari publici pierdute în perioada 2010-2011 și care urmau să fie plătite eșalonat, în 2015 de asemenea vom plăti anticipat drepturile din 2016 și în acest fel, pe de o parte, facem un act de dreptate, pentru că erau banii oamenilor tăiați în mod ilegal în 2010-2011 și pe care trebuia să-i dăm înapoi, și de asemenea o măsură economică, pentru că toate aceste persoane nu sunt oameni atât de bogați încât să păstreze banii undeva, cu siguranță vor crește partea de consum și ăsta e un lucru bun pentru dezvoltarea economică. Vreau să precizez la final că proiectul de buget pe 2015 restabilește adevărul legat de situația noastră ca țară, o economie care crește de 3 ani și sper, prin măsurile pe care le-am prezentat luni și pentru care dumneavoastră ați acordat un nou vot de încredere guvernului, să le continuăm în 2015-2016, să avem 5 ani neîntrerupți de creștere economică, de creșterea salariilor, a pensiilor, a alocărilor în sănătate și educație. Acest lucru este posibil printr-o colaborare între guvern, parlament, președinte, societate civilă, toți cei care au un cuvânt de spus și o contribuție de adus la această dezvoltare a României. Vreau să mulțumesc anticipat tuturor, în primul rând să mulțumesc tuturor parlamentarilor care au sprijinit în comisiile de specialitate acest proiect, celor care au făcut amendamente, cu siguranță că orice proiect de buget poate și trebuie să fie îmbunătățit. Respect decizia politică a celor care vor vota dintr-un considerent politic împotriva proiectului de buget. Fac un apel însă la absolut toți membrii Parlamentului ca aceste date esențiale, reale, legate de măsuri economice, sociale și de dezvoltare prevăzute în bugetul pe 2015 să fie comunicate corect către cei care ne-au trimis aici în Parlament și în acest fel putem să avem un an 2015 în linia ultimilor 3 ani, un an de creștere economică, de creare de locuri de muncă și de măsuri sociale care să ne păstreze ca o societate mult mai solidară. Vă mulțumesc!